Mulți nu vorbesc despre acest lucru, că le rușine. Cum să spui tu la cineva că te masturbezi? Pe la un moment dat, uite, acest băiat nu mai reușește. Sunt anumite proceduri medicale, cred că da, sunt anumiți psihologi care vorbesc despre sexologie, dar chiar și încurajează să te masturbezi cât mai des, cât ai nevoie, pentru că eliberezi așa stresul. Este adevărat, eliberezi stresul, dar plăcerea respectivă, după ce ai eliberat stresul, corpul, creierul și-o dorește din nou și iară caz, adică iară te duci, iară te masturbezi, iară îți dorești acea plăcere, iară te eliberezi de stres. Hei, salutare, dragi prieteni, ce faceți voi, cum sunteți, ce mai ziceți, ce ați mai făcut până acum, care este viața voastră, dacă sunteți bine, sunteți bine, dacă sunteți mai puțin bine, încercați să faceți lucrurile încât să vă simțiți mai bine, dar cred că cu toții în perioada asta ne simțim destul de rău, pentru că ne confruntăm cu diferite probleme și cu un război care ne bate la porțile fiecăruia dintre noi, ai țării în care locuim, bineînțeles. Astăzi vreau să abordez un subiect pe care, nicușor, un băiat care, nu știu cum să explic, dar în fine, voi vorbi despre masturbare din nou astăzi. Și acest nicușor, acest băiat, mi-a scris că dorește ajutor și acum mulți dintre voi o să ziceți, băi, tu nu știi să vorbești despre lucrul ăsta și las-o, că a te masturba e foarte bine. A te masturba, cum spun unele persoane, este ceva foarte bun și plăcut. Ei, dar eu vă spun că nu este așa cum credeți, pentru că, uitați, acest băiat nicușor, aici citesc acum comentariul, îmi spune așa că i-a promis și lui Dumnezeu că vrea să se lase de acest lucru și de o lună de zile i-a promis, dar nu a putut să reușească pentru că o face, adică se masturbează în fiecare zi de 3-4 ori pe zi și este foarte greu pentru că dorește să se lase, nu știe ce să facă și acest lucru îi cauzează o problemă în interioară. Și acum acest băiat, nicușor, are aproximativ 16 ani, care dorește să pună capăt acestei situații, dar nu reușește, nu reușește singur. Și nicușor, este adevărat că multe persoane când vorbești cu ele despre masturbare spun, a, te masturbai foarte bine, a, te masturbai, este plăcut, este bine, corpului îi dai. Problema este că îi dai corpului ce îi dai și corpul cere. Și noi avem acolo, în creierul nostru, acolo mai în spate, în creier, avem ceva foarte important. O glandă se numește, care îi place, e o glandă a plăcerii. Și cu cât creierul ia, adică este stimulată, cu atâta creierul produce ceva plăcere a corpului și dorește din ce în ce mai mult, dorește din ce în ce mai mult. Și acest băiat, ceva de genul ăsta i s-a întâmplat și nu numai lui, la toate persoanele care fac lucrurile astea, li se întâmplă ceva de genul ăsta, adică le place, le place, se gândește la ceva anume și imediat vede o imagine mai pornografică sau chiar vede filme pornografice și atunci imediat îi stârnește acest deseu, această dorință de a face acest lucru. Și se masturbează. Mulți nu vorbesc despre acest lucru, că le rușine. Cum să spui tu la cineva că te masturbezi? Păi la un moment dat, uite, acest băiat nu mai reușește. Sunt anumite proceduri medicale, cred că da, sunt anumiți psihologi care vorbesc despre sexologie, dar chiar și încurajează să te masturbezi cât mai des, cât ai nevoie, pentru că eliberezi așa stresul. Este adevărat, eliberezi stresul, dar plăcerea respectivă, după ce ai eliberat stresul, corpul, creierul și-o dorește din nou și iară caz, adică iară te duci, iară te masturbezi, iară îți dorești acea plăcere, iară te eliberezi de stres. Și acest băiat, el spune, dacă nu mă mai masturbez, oare Dumnezeu o să îl ierte pentru că i-a făcut atât de multe promisiuni? Bineînțeles că Dumnezeu te va ierta dacă nu o să mai faci. Dar problema este, aici vine nu doar faptul de a-i plăcea lui Dumnezeu dacă ești o persoană credincioasă și crezi în El că există, să faci lucrul ăsta. Este și pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru binele tău, pentru tine personal, este să faci, să renunți, dacă îți dorești, bineînțeles, asta. La, aparte de asta, nicușor, cum ți-am mai spus că vreau să răspund la toate întrebările, spui că ai jurat cu mâna pe Biblie, dar este o Biblie sectară. Nu știu acum ce să cred despre asta. Biblia nu este o Biblie sectară, adică Biblia nu este o Biblie creată de o anumită religie, este o Biblie lăsată de Dumnezeu de mulți ani în urmă, cu mult timp în urmă, și atunci a fost scrisă de oameni
Și bineînțeles că nu contează secta respectivă, dacă Biblia face parte dintr-o sectă, cum ai spus tu, o deține o sectă sau o deține o persoană dintr-o sectă sau altă religie, nu înseamnă că Biblia aia nu este cuvântul lui Dumnezeu, adică nu a fost scris de el. Este ceea ce tu dorești să citești, acolo găsești, orică este o Biblie catolică, ortodoxă sau de altă religie, aceleși cuvinte le vei găsi în aceeași Biblie. Bineînțeles, atâta timp când nu este ca și Coranul, adică Biblia și cu Coranul sunt foarte diferite, unii cred în Coran, alții cred în Biblie, atunci clar nu, dar Biblia este aceeași în toate religiile. Acum, tu spui că i-ai promis că până la 1 martie nu vei face asta și din păcate ai făcut-o din nou și că nu mai poți. Nicușor, cel mai bine ar fi să ceri ajutorul unor specialiști, pentru că doar ei te pot ajuta făcând unele ședințe, o terapie de câteva ori, poate este nevoie până în 10 terapii, dar nu știu unde să te îndrum să mergi, adică să mergi să faci acest lucru. Deoarece ceea ce tu spui pentru tine este un lucru grav, pentru că până la un moment dat, aici nu vreau să citesc, dar spui un lucru ciudat despre tine că vrei să faci și eu spun, ți-am răspuns la comentariu să nu faci acest lucru, pentru că nu e corect, adică să îți pui capăt vieții datorită unui viciu pe care nu poți să-l ții sub control. Poți să-l ții sub control, trebuie să ai dorința. Când îți vine acest lucru să te masturbezi, du-te, pleacă din casă, ieși afară, du-te la plimbare, ia un telefon, sună-l pe un prieten, pe cineva de încredere pe care ai, o persoană de încredere și vorbește cu ea, uite, vreau să vorbesc cu tine acum. Dacă ai vreun prieten în care ai, poți avea încredere, pentru că astăzi mulți prieteni sunt așa, între ghilimele, ai mulți prieteni adevărați, dar când ai nevoie este niciunul lângă tine, atunci ce poți să faci? Păi sun pe cineva, dacă ai posibilitate să suni și să vorbești despre problemă, să ieși, să te distragi puțin. Sau, fă ceva de mâncare, fă curățenie în casă, o activitate care îți place, nu știu, poate îți plac jocurile video. Încearcă și în momentul ăla joacă un joc video. Sau, îți place să te uiți pe internet. Caută un canal video, un canal de YouTube, eu nu știu, un canal, ceva, o activitate să faci în care în momentul ăla să dispară, pentru că dispare, este o dorință așa, urcă, pe urmă coboră, iar urcă, iar coboră, pentru că tu i-ai dat corpului ceea ce el își dorește. Dacă nu poți face lucrul acesta, sper să fii în viață până acum, dacă nu poți să faci lucrul acesta, să te debarasezi, adică să te duci cu mintea într-o parte mai pozitivă decât în ceea ce îi place creierului, să te masturbezi, e bine să cauți un specialist. Nu știu dacă va râde de tine acel specialist, pentru că normal nu trebuie să râde de asemenea persoane care au asemenea probleme. Exact, voi râdeți unii despre acest subiect, dar exact cum unele persoane au probleme cu viciul de a fuma, unele cu alcoolul, altele cu pornografia, multe spun lucrul ăsta că își doresc să se lase, dar nu reușesc așa ușor. E, la fel stă lucru și cu asta. Nu este ușor să te lași. Apropo, Nicușor, cum este acest video dedicat ție, vorbesc despre tine mai mult, dar acest exemplu ce le fac și ce vorbesc cu acest tânăr, cu acest băiat, și tu ești în cauză și doresc să te lași de masturbare, este foarte binevenit. Odată ce te masturbezi, mulți neuroni îi pierzi și ai nevoie de a reface. Sunt multe vitamine și printre care omega 3, semințe să mâncați și nuci, la fel, sunt foarte bune pentru creier. Și alte vitamine, alte vitamine care sunt mai multe vitamine, acum nu vin în minte, dar printre care v-am zis câteva care sunt mai de bază, care le poți avea la îndemână, la mâna oricărui persoane. Pe urmă, acest Nicușor, și vreau să-ți răspund la întrebarea asta, că doresc să-ți faci o prietenă și nu reușești pentru că ești foarte timid. Măi, Nicușor, ia pune tu mâna așa pe o hârtie și scrie câteva cuvinte acolo despre cum ai vrea tu să abordezi o fată. Da? Ei, când ai găsit acele cuvinte frumoase pe care le-ai putea aborda, nu cu aia cu... Nu aia cu fluieratul, pentru că acum nu mai merge cu fluieratul. Merge cu, prin cuvinte, prin scris, scrie un mesaj. Ei, dar când ești față în față cu ea, de obicei multe persoane ca și tine, bine, ai și o vârstă destul de tânăr, ești timid. Sunt timide. Multe persoane sunt foarte timide și fac lucrul acesta din timiditate. Ok, ce poți face, Nicușor? Te pui în fața unui oglinzi, da? Și acum tu vorbești cu oglinda exact ceea ce tu ai vorbit cu o persoană.
Da? Vorbești cu oglinda. Îi spui la oglindă. Oglindă, oglindă, bine, asta e o glumă. Îi spui la oglindă exact cum cred că în oglindă s-ar afla persoana aialaltă. Și repeți așa câteva zile la rând, repeți anumite tipuri de abordări și când te întâlnești cu persoana respectivă care îți place, o abordezi și îi spui ceea ce vrei să-i spui. Dacă îți place de ea, dacă nu-ți place, dacă dorești să fie cu tine împreună sau nu dorești, nu știu. În fine, dar este cel mai bun, cea mai bună metodă de a face acest lucru. Este cea mai bună metodă de a face acest lucru. Altfel nu vei putea, nu vei putea să renunți la timiditate. Numai dacă fata respectivă, ea este mai curajoasă, mai băiețoasă, fain, frumos și te abordează ea și atunci la fel poți să devii foarte timid pentru că o să zici cum mă abordează pe mine așa o persoană, o fată, nu? Și tu o să zici, păi nu, și eu trebuie să vorbesc. Păi atunci fă cum ți-am zis, vorbește cum ai vorbi cu cineva, dar în fața oglinzii, așa te vezi și tu și emoțiile pot să-ți mai dispară. Îți doresc succes! Îți doresc succes! Următoarele sugestii ale mele sunt 1. Încearcă și nu mai faci acest lucru dacă este posibil. Nu este posibil singur, cere ajutorul unui specialist. Nu este posibil să ceri ajutorul unui specialist când îți vine acele momente de a te masturba, pleacă din casă, du-te afară. Cel mai important este la fel un lucru, să nu te uiți la materiale pornografice. Dacă te vei uita la materiale pornografice, sigur îți va veni dorința de a face, de a te masturba. Te vei masturba și îți va părea rău. Și îți va, vei face din nou și din nou și din nou și la care la un moment dat vei cere, vei ceda, adică psihic, pentru că ești foarte nervos, ești agitat, nu poți să te concentrezi când faci asemenea lucru. Dacă vezi o imagine, două persoane într-un film că sunt dezbrăcate și se sărută sau asta, imediat fac îți vine și ție dorința, trebuie să te debarasezi, adică să nu te uiți la asemenea materiale din cauza că îți provoacă dorința de a te masturba. Cam asta a fost pentru astăzi, Nicușor. A fost dedicat acest video ție, sper să îl auzi, pentru că din mesaje nu pot să scriu în toate mesajele. Caută un program de televiziune care, sau un canal de YouTube sau un canal de Twitch, nu știu, ceva care să te distragă. Este foarte important să te distragă. Sau vorbește cu familia, dacă ai încredere în părinții tăi, în tatăl tău mai mult, vorbește cu el, dacă nu un prieten, dacă nu, păi continuă să-mi scrii mesaje și eu o să încerc să-ți răspund la ele când reușesc să-ți răspund. Succes îți doresc, ne? Succes îți doresc să poți să renunți la ceea ce vrei să renunți. Eu sunt de părere că masturbarea este un viciu, este un lucru pe care te face sclav. Până la urma urmei ajungi sclav la asemenea lucru. Unele persoane spun că este ok. Cei care spuneți că este ok, continuați să faceți la fel și îndrumați-vă cei care vă urmăresc, pe persoanele dragi, persoanele apropiate, să facă în continuare dacă credeți acest lucru. Ei, până pe data viitoare, asta a fost Nicușor, a fost pentru tine, așa că ciao!